Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avândul ca invitat pe domnul Horia Grigorescu, director general Poșta Română. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația din această zi. Ați fost numit recent, practic, în fruntea companiei și sunteți unul dintre cei mai tineri directori, cel puțin din ultimii 160 de ani. Ce ați descoperit când ați preluat dumneavoastră mandatul, când? În decembrie. În decembrie, pe 11 decembrie. Pe 11 decembrie. Ce ați descoperit când ați ajuns acolo, primul pas? Această perioadă de o lună jumate de când am preluat această poziție, a fost o perioadă în care am vrut, în primul rând, să putem să facem o analiză cât mai complexă cu privire la tot ce s-a întâmplat în Poșta Română în ultimii ani de zile. Începând din ce an? Activitatea poștei, ultimii 4 ani de zile au fost subiect de audit din acest punct de vedere. Tocmai să putem să vedem care este situația reală a Poștei Române, atât din punct de vedere al situației financiare, cât inclusiv din punct de vedere al serviciilor pe care Poșta Română le oferă pe piață clienților. Totodată am făcut o analiză aprofundată a ceea ce înseamnă concurența noastră, pentru că da, trebuie să privim realitatea în ochi și să conștientizăm faptul că în momentul de față activăm într-un mediu mult mai competitiv decât acum 5, 10, 15 ani. Totodată a fost una dintre prioritățile noastre să putem să observăm ce proiecte sunt în curs de derulare, care sunt niște proiecte valoroase pe care le putem exploata în continuare, pe care le putem dezvolta și care să fie de natură aduce acel plus valoare atât din punct de vedere al imaginii Poștei Române în interacțiunea cu clienții săi, dar pe de altă parte și acea plus valoare evident din punct de vedere financiar, pentru că scopul oricărui manager până la urmă este acela de a reuși să maximizeze profiturile companiei pe care o manageriază, pe care o gestionează. Și ce nereguli practic ați descoperit acolo la Poșta Română când ați ajuns? În primul rând, o să încep cu partea pozitivă, pentru că știți, de mult prea multe ori atunci când cineva se uită la Poșta Română, pune o etichetă. Pune acea etichetă că Poșta Română este o instituție învechită, Poșta Română este o instituție în care lucrurile nu au mai avansat, Poșta Română este o companie care nu a reușit să răspundă nevoilor pe care clienții le cereau, piața le cerea. Eu sunt un om pozitiv și din acest punct de vedere, sigur că da, o să punctăm și neajunsurile pe care le-am găsit în Poșta Română, însă nu aș vrea să încep în acest ton negativ, ci dimpotrivă, aș vrea să spun că am găsit o companie care a reușit să se așeze pe picioare după o perioadă foarte delicată, după câțiva ani buni în care a fost pe pierdere din punct de vedere economic, iar în momentul de față vorbim de o companie care a început încet, încet să se pună pe roate, să reușească să obțină un profit operațional, profit operațional care ne dă foarte multă încredere inclusiv pentru viitor, pentru a putea să ne dezvoltăm în continuare serviciile. Pe de altă parte, am găsit partea negativă acum. Nu, continui cu partea pozitivă, pentru că să știți că nu sunt chiar atât de puține aspecte pozitive cu privire la Poșta Română. Am găsit o echipă de 25.000 de oameni. Poșta Română are în momentul de față 25.000 de angajați. Iar poștașii de rând din Poșta Română, aceștia sunt sufletul acestei companii. Ei sunt cei care au rămas alături de această companie, indiferent de problemele cu care compania s-a confruntat, indiferent de eventuale atacuri care au avut loc cu privire la Poșta Română, atât din punct de vedere concurențial, cât inclusiv din punct de vedere al imaginii, ei sunt sufletul Poștei Române. Și una dintre priorități, nu vă ascund acest lucru și intru puțin într-unul dintre subiectele ulterioare pe care mi-aș dori să le punctez, resursa umană este una dintre prioritățile mele în acest mandat la Poșta Română. De aceea, acești oameni, am observat că sunt niște oameni care sunt dedicați, care frecvent lucrează mult peste program, care, în ciuda neajunsurilor, poate din punct de vedere al logisticii pe care a pus-o la dispoziție Poșta Română, aceștia își fac treaba în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună și sunt aproape de clienții noștri tradiționali. Însă, vă spuneam într-o discuție, înainte să intrăm în înregistrare, faptul că interacțiunea aceasta de multe ori la ghișe nu este una tocmai confortabilă pentru românul care merge la un ghișeu la Poșta Română. Cum aveți dumneavoastră de gând să schimbați această interacțiune la ghișe? Și această afirmație a dumneavoastră se împletește extraordinar cu acel scop pe care îl avem de a schimba imaginea per total a Poștei Române, pentru că inclusiv această interacțiune
tensiune între reprezentantul Poștei Române și client, ține tot de imagine, o imagine creată la un micronivel, dar care replicată la un nivel mare poate cu adevărat să schimbe imaginea, să schimbe imaginea Poștei Române. Referitor punctual la această interacțiune, Poșta Română este cel mai mare angajator din România și chiar din sud-estul Europei. Avem, după cum vă spuneam, 25.000 de suflete care pentru asta trăiesc, pentru Poșta Română. Din păcate, din punct de vedere al recompensei financiare, aici ne-am confruntat de-a lungul timpului cu o problemă. 30% dintre angajații noștri primesc un salariu minim pe economie, iar un alt procent de 15-20% se încadrează în niște salarii undeva la 15-16 milioane. Vorbim de... Adică 1.500 de lei. 1.500 de lei. Vorbim de niște salarii mici. Niște salarii mici care totodată nu au fost de multe ori... Poștașul își dorește, evident, orice om își dorește să aibă un salariu mai bun. Dar dincolo de salariu, oamenii care lucrează în interiorul acestei companii își doresc totodată niște condiții de muncă mai bune. Îmi spuneați adineori de această interacțiune cu un om într-un ghișeu poștal. Și înțeleg, evident, punctul de vedere al oricărui client care în momentul în care discută cu un om de la poștă își dorește ca omul respectiv să fie zâmbitor, primitor, expeditiv din acest punct de vedere. Să ne vadă să mai venim și a doua oră. Exact, dar problema știți care este? Nimeni nu se uită ce se întâmplă în spatele acestui ghișeu. Nimeni nu se uită la faptul că am stagnat din punct de vedere al investițiilor în informatizare, în automatizare, iar ceea ce vedem ca front office în interiorul Poștei Române trebuie să fie analizat într-un complex mai larg, ce se întâmplă și în back office. Și asta este totodată o altă componentă a viziunii pe care o am. Când vorbim de punerea în valoare a resursei umane, sigur că da, ne gândim la partea financiară de remunerare propriu-zisă a angajatului, însă ați fi surprinse să vedeți de cât de multe ori acești oameni foarte decenți din Poșta Română își doresc totodată investiții în logistică, tocmai pentru a putea să facă un serviciu de relaționare cu clientul mult mai facil. În momentul de față trebuie să se împartă în două tabere. Ori, în acest mod, evident că scade calitatea serviciului în momentul în care se interacționează cu clientul. De aceea, aceasta este o altă prioritate, investiția în zona de automatizare, informatizare și digitalizare pentru a degreva angajații din Poșta Română și a putea să se concentreze și mai mult pe această componentă business a Poștei Române. Interacțiunea cu cetățeanul, capacitatea de vânzare totodată, pentru că de foarte multe ori, omul cu care interacționăm într-un oficiu poștal nu este acolo doar ca să prelucreze o scrisoare sau ca să încaseze o factură. El are menirea, scopul, puterea, vocația de a putea să fie un veritabil agent de vânzări. Însă, da, recunosc realitatea și asta este un prim punct de la care trebuie să plecăm, realitatea cu care ne confruntăm. În momentul în care un om de la oficiu poștal are în față un client și o coadă în spate de 10 oameni, în momentul respectiv e foarte greu să mai poți să spui în valoare și țelul de a fi un veritabil agent de vânzări pentru Poșta Română. Și cum aveți de gând să-i motivați financiar? Că salarii de 1.500 de lei, 1.600 de lei, nu prea poți să trăiești în România. Adică mă gândesc ce poți face la momentul acesta cu 1.500 de lei pe lună. Practic e imposibil să supraviețuiești. Aveți de gând să-i motivați financiar? Eu sunt adeptul, în primul rând, al recompensării oamenilor care sunt dedicați, oamenilor care au performanță, oamenilor care au rezultate. De aceea, în momentul de față, lucrăm în momentul acesta la o politică prin care să putem să stimulăm tocmai această competitivitate a angajatului. Fie că vorbim de persoana la care ne refeream mai devreme dintr-un oficiu poștal și fac aici referire la ce spuneam un pic mai devreme referitor la capacitatea de a fi un veritabil agent de vânzări, în momentul în care putem să analizăm performanțele omului din oficiu poștal, putem la momentul respectiv să vorbim despre o performanță comparativă între diversi angajații Poștei Române. Mai departe, pentru că nu trebuie să ne limităm doar la ceea ce se întâmplă în oficiu poștal. Gândiți-vă la toți oamenii care vin în fiecare zi cu scrisorile acasă sau care distribuie pensiile sau care oferă alte servicii conexe pe care noi, Poșta Română, le oferim în acest moment. Noi, dacă reușim să introducem acești, vom reuși să introducem acești indicatori de performanță, vom putea oferi o recompensare propriu-zisă, inclusiv către zona de resursă umană care reprezintă partea operativă a companiei Poșta Română, acel suflet de care vă vorbeam. Pe de altă parte, evident, asta este o componentă care să răsplătească implicarea pe care o are fiecare om în interiorul acestei companii.
Pe de altă parte, în momentul în care vorbim de componenta de informatizare, digitalizare și automatizare, vom reuși să ne degrevăm de anumite costuri care în momentul de față, cu ghilimelele de rigoare, mănâncă din ceea ce reprezintă fondul de salarii. În momentul în care vom putea să avem o flotă care să fie mult mai eficientă, când putem vorbi de reducerea consumului de carburant, a intervențiilor de reparație cu privire la mașinile pe care le avem, când vorbim de spațiile pe care le avem în dotare, când vorbim de centrele de tranzit, unde se desfășoară mare parte din activitatea companiei Poșta Română, atunci putem să privim într-un mod mai relaxat, inclusiv politica de salarizare a colegilor mei din Poșta Română. Cum aveți de gând să faceți față firmelor private de curierat? Spuneați și dumneavoastră la început, competiția este destul de mare acum. Așa este. În ceea ce privește curieratul, în general. Cum are de gând Poșta Română să facă față acestei competiții? Cum vă spuneam și mai devreme, eu sunt genul de om care consideră că trebuie să spunem adevărul în față și să punctăm realitățile de la care plecăm. Da, în momentul de față Poșta Română, dacă ne uităm strict la volumele de trimiteri poștale, global vorbim trimiteri poștale, fie că vorbim de scrisori, fie că vorbim de colete și așa mai departe, Poșta Română are undeva la 56% din ceea ce înseamnă volumul de trimiteri. În timp ce atunci când ne uităm la secțiunea de venituri pe care le obține Poșta Română în interiorul acestei piețe de servicii poștale și de curierat, vom observa că suntem undeva la 22%, într-adevăr. Adică este o discrepanță foarte mare între volumul propriu-zis al serviciilor și al trimiterilor pe care noi le realizăm lună de lună, an de an, și pe de altă parte a veniturilor pe care le obținem. Ori această discrepanță, de ce se naște această discrepanță? Unul la mână pentru că, din păcate, și iară trebuie să spunem lucrurilor pe nume, am ratat startul în momentul în care s-a dezvoltat zona de servicii de coletărie, zona de comerț online, în realitate. Adică am ratat trenul la momentul la care ceilalți jucători, competitori din piață, au reușit să penetreze această piață, care era o piață relativ virgină, neexploatată, sau care nu avea un volum extraordinar de mare de trimiteri. Dintr-un punct de vedere, deci vă spuneam, este această problema serviciilor de coletărie, iar pe de altă parte este problema cu privire la veniturile scăzute pe care le generează o trimitere simplă de scrisori. Vorbim de cu totul și cu totul alte venituri pe care le poate obține Poșta Română. De aceea, focusul nostru în perioada următoare este tocmai acela de a putea să dăm drumul la două centre de tranzit la nivel național, unul la București și unul la Cluj. Aceste două centre de tranzit pe care intenționăm să le dezvoltăm, să le implementăm, vor avea ca și scop, în primul rând, creșterea capacității de volume pe care le procesăm, creșterea vitezei, scurtarea timpului și creșterea vitezei cu care procesăm aceste trimiteri poștale, fie că vorbim, repet, de colete sau de scrisori. Totodată ne vor putea asigura un calendar mult mai clar, mult mai bine definit cu privire la primirea produsului final de către client. Când deci vom reuși, un pas spre modernizare. Cu siguranță este unul dintre pașii spre modernizare cu care vrem să ieșim în piață. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că eu îmi doresc în momentul de față inclusiv o rebranduire a ceea ce înseamnă oficiile poștale din România. Experiența, acel customer experience pe care trebuie să îl aibă un om în momentul în care pătrunde într-un oficiu poștal al Poștei Române, trebuie să fie o experiență full service, în care să poată să știe că a venit acolo să rezolve punctual anumite servicii, să poată să se bazeze pe serviciile respective și toate lucrurile acestea se desfășoare într-un mediu modern, bine pus la punct. Pe de altă parte, în această piață a serviciilor poștale, vorbim de două modalități prin care operează aceste trimiteri poștale. Prin puncte cu deservire umană, cum vorbim de aceste oficii poștale, iar pe de altă parte niște puncte de acces fixe. Aceste puncte de acces fixe sunt, dacă le mai știți, cele tipice cutii poștale în care se poate introduce... Da, să știți că ele sunt foarte numeroase în continuare. Uitându-mă pe o analiză efectuată cu privire la această piață de specialitate, se observă că cea mai mare creștere în momentul de față ca și puncte de acces nu are loc pe zona de puncte de acces cu deservire umană, ci are loc pe zona de puncte de acces
fără de servire umană, însă evident nu pe zona căsuțelor poștale, ci pe aceste puncte automate în care poți pur și simplu să vii, să-ți ridici coletul după ce ai scanat un cod, vorbind de o flexibilitate mult mai mare de timp la care poți să te prezinți, să-ți ridici coletul respectiv, indiferent de ora la care închide un oficiu poștal sau la care termină programul un curier. De aceea, inclusiv această abordare este una dintre prioritățile noastre, să putem să intrăm pe zona de puncte fixe, din care să putem să livrăm servicii către clienții noștri, fără să fie condiționați de un anumit program. Știu că Poșta Română se bazează foarte mult pe distribuția pensiilor. Dacă ar pierde acest punct, distribuția pensiilor, ar mai supraviețui compania Poșta Română? Când vorbim de acest subiect de distribuirea pensiilor, prestațiilor sociale, nu distribuim doar pensii. Distribuim inclusiv ajutoarele de șomaj, distribuim venitul minim garantat, distribuim alocații. O gamă foarte largă, o paletă foarte largă de prestații sociale. Da, evident, în momentul în care am plecat de la premisa că aceste... Deci nu se bazează doar pe distribuirea prestațiilor sociale? Nu, sub nicio formă. Reprezintă o componentă într-adevăr importantă din marea plăcintă a veniturilor pe care le generează Poșta Română. Însă, cu privire la acest aspect, noi trebuie să vedem niște lucruri care sunt de altfel o nouă realitate. Vorbim de foarte mulți beneficiari de prestații sociale care trăiesc în mediul rural. Mediul rural care în momentul de față nu are o deservire cu bancomate în care să poată să fie facil să poți să încasezi într-un alt mod această prestație socială. Vorbim totodată de foarte mulți dintre beneficiarii acestor prestații sociale, cum spuneați la început, pensie, adică toată lumea în subconștient se gândește că poștașul aduce pensia. Vorbim deci despre o paletă de vârstă a clienților noștri foarte înaintată, niște oameni cărora le este foarte greu să le educi la această vârstă înaintată skillurile digitale, fie că vorbim doar de folosirea unui bancomat, vorbim despre bătrâni care au niște condiții de sănătate mai precare. Poșta Română oferă acel ceva extra. Oferă libertatea de a ajunge factorul poștar direct în casa omului respectiv, fără să-l pună pe drumuri, fără să fie condiționat, eu știu, inclusiv de condițiile meteorologice. Te poți baza pe faptul că poștașul va fi lună de lună la tine acasă. Totodată există această relație istorică, deja pot să spun, între factorul poștal și beneficiarul prestațiilor sociale. Poștașul este acel om pe care îl știi că venea de când erai copil. Și aduce pensia. Exact, după aia a venit la părinții tăi și ulterior la bunicii tăi. E o relație care este foarte greu de rupt în momentul de față între factorul poștal și beneficiarul prestațiilor sociale. Ce garanții ne oferă acum Poșta Română că nu va fi implicată în campanii electorale așa cum era până acum? Ne amintim cazuri în care Poșta Română a fost implicată în campanii electorale. Suntem într-un an electoral cu două serii de alegeri foarte importante pentru România. Ce garanții avem? Poșta Română, cum spuneam în repetate rânduri, este unul dintre jucătorii de pe piața serviciilor poștale din România. Gama serviciilor pe care le oferă absolut toți jucătorii de pe această piață este o gamă foarte diversificată, foarte diversă, care vizează inclusiv distribuirea de trimiteri special adresate pentru o perioadă de campanii și aici mă refer inclusiv la mari retailer care au perioade și perioade în care are loc o anumită distribuire pe o anumită campanie promoțională. Desigur, inclusiv această activitate este o activitate pe care au desfășurat-o inclusiv jucătorii privați, concurenții noștri din această piață, oferind servicii de distribuire de flyere, de pliante, de mesaje politice. Evident, toate acestea însă sunt ghidate și reglementate de un raport comercial corect care trebuie să existe între absolut orice client cu care interacționează Poșta Română. Din acest punct de vedere, eu pot să spun că una dintre dorințele și aspirațiile mele particulare a fost tocmai aceea de a depolitiza absolut total ceea ce înseamnă Compania Națională Poșta Română. Noi trebuie să ne poziționăm nu ca o companie de stat care are în spate un acționar majoritar, direct sau indirect, statul român. Noi trebuie să ne comportăm într-o piață concurențială,
în mod competitiv, astfel încât să putem să câștigăm cotă de piață în raport cu concurenții noștri. De aceea, această gamă de servicii pe care o oferim și oferă și concurența noastră este în continuare pe masă și parteneri comerciali, oricând Poșta Română își dorește să aibă pentru a-și putea spori veniturile din acest punct de vedere. Însă, repet, toate condiționate de niște raporturi și niște relații comerciale foarte clar definite. Deci Poșta Română nu va face jocuri politice sau cel puțin nu va participa la jocuri politice, ne garantați. Sub absolut nicio formă, pentru că este în joc reputația acestei companii. Ori această companie, tocmai asta i-a lipsit, acel caracter poate de a fi privit ca un jucător 100% independent. De mult prea multe ori mixtiunile politice în interiorul companiei Poșta Română au adus un deserviciu Poștei Române. Tocmai de aceea Poșta Română trebuie să fie acea companie pe care acea companie strategică, de altfel, atât pentru partenerii noștri instituționali, fie că vorbim aici de ministere, de casa de pensii, că vorbim de instanțe de judecată, cât și față de partenerii noștri privați, dar totodată un partener de încredere pentru clienții noștri finale. Acela este scopul nostru final până la urmă. Ce ne puteți spune despre bugetul pe care îl are Poșta Română? Este un buget care vă va ajunge pentru ceea ce v-ați propus, începând de la modernizarea tehnologiei, la modernizarea, iată, a interacțiunilor dintre la ghișee. Vă ajung banii pentru tot ceea ce v-ați propus? Cum arată bugetul? Datoria oricărui manager este de a putea să găsească acele soluții interne, externe, alternative, prin care să poată să-și ducă la bun sfârșit planul de investiții care să reflecte viziunea strategică pe care un manager bun, de calitate, trebuie să o aibă. Atunci când vorbim strict de investiții și dacă bugetul ajunge sau nu ajunge pentru investiții, este o jumătate de discuție. Sigur că da, bugetul Poștei Române este un buget pe baza căruia trebuie să construim ceea ce înseamnă execuția bugetară, ceea ce înseamnă zona de investiții, ceea ce înseamnă necesitatea inclusiv pe zona de salarii, despre care vorbeam mai devreme referitor la resursa umană. Însă nu există absolut niciun impediment pentru noi ca și companie Poșta Română să căutăm surse alternative de finanțare. Cum ar fi? De aceea profit de ocazie să vă spun faptul că una dintre micile realizări din acest debut de mandat de o lună și jumătate a fost tocmai deschiderea discuțiilor cu BERD în vederea găsirii unor surse de finanțare pentru investițiile strategice ale companiei, acele centre de tranzit despre care vă vorbeam mai devreme. Am avut plăcerea ca tocmai după ce delegația BERD care a venit în România și a avut o întâlnire cu premierul României să fim, sunt convins, prima companie națională care a avut ziua următoare, în ziua de marți, o întâlnire cu acest finanțator extern. Am pus bazele unei discuții foarte constructive, iar în perioada următoare sunt convins că vom putea avansa discuțiile respective. Desigur, în ce au constat discuțiile? Discuțiile respective au constat în primul rând în transmiterea acelor direcții pe care vrem să mergem, acele necesități, acele nevoi pe care Poșta Română le are, acea dorință pe care o avem cu privire la modernizare. Pe de altă parte, am găsit în interacțiunea pe care am avut-o cu BERD un partener deschis dialogului, care are dorința clară și sinceră, de altfel, de a putea să vină pe piața din România și să-și aducă aportul financiar pentru susținerea acelor domenii pe care le consideră că au un potențial foarte mare de creștere. Ori această zonă a serviciilor pe care activează Poșta Română este o zonă în care potențialul de creștere este foarte mare, iar baza pe care noi ca Poștă Română o avem este o bază foarte solidă pe care se pot construi niște proiecții financiare foarte încurajatoare. În momentul de față, noi finalizăm tot ceea ce înseamnă prezentarea din punct de vedere al indicatorilor macroeconomici pentru a relua discuțiile în mod punctual și pentru a găsi cele mai bune variante prin care putem să demarăm investițiile pe care ni le-am propus și mi le-am propus prin această viziune strategică pe care o am la acest moment. Dar luați în calcul și alte surse de finanțare? 100%. Cum ar fi? Nu ascund faptul că purtăm un dialog permanent, inclusiv cu ceea ce înseamnă piața bancară din România. Am avut niște discuții informale, inclusiv cu câteva dintre băncile din România, pentru a tatona, să vedem deschiderea pe care băncile o au în momentul de față
pentru realizarea unor investiții alături de Poșta Română. Deci putem vorbi de o sursă de finanțare externă. Și ați avut deschidere din partea băncilor această discuție? Deschidere există foarte mare din partea băncilor, pentru că situația financiară pe care preconizăm că o vom prezenta în perioada foarte scurtă, este o situație financiară îmbucurătoare pentru absolut orice finanțator. Suntem o companie care în anul 2020 va fi cu siguranță pe profit, un profit care crește timid de la an la an, dar care este tocmai de natura a aduce în fața investitorilor credibilitatea necesară că putem merge pe o creștere constantă. Și vă spuneam mai devreme despre aceste surse de finanțare și mă întrebați aceste aspecte. Vorbim deci de trei componente, chiar patru componente esențiale pe care le avem în vedere. Pe de o parte vorbim de această posibilitate de obținere a unei finanțări externe prin intermediul unei instituții financiare cu renume internațional, cum ar fi Berdu, cum ar fi Bayou și așa mai departe. Vorbim pe de altă parte de credite bancare obținute de la piața bancară internă. Pe de altă parte, nu excludem sub nicio formă inclusiv varianta leasingului, prin care să putem să dotăm Poșta Română cu acele investiții de care are nevoie, și aici mă gândesc inclusiv la zona de flot auto, mă gândesc totodată la anumite linii de sortare care să fie de dimensiuni mai mari și mai mici și care să nu presupună investițiile mari pe care le presupune un centru de tranzit cu adevărat mare, care să deservească foarte multe, foarte multe regiuni. Și cea de-a patra, evident, având în vedere că avem o situație financiară în care eu sunt încrezător, putem vorbi inclusiv de investiții interne proprii cu care să putem să mergem înainte. Deci luați în calcul și varianta leasingului. Cu siguranță. Asta e foarte important. Cu siguranță, normal. E unul dintre instrumentele de finanțare pe care nu le excludem și pe care facem analize constante pentru a vedea oportunitatea inclusiv de cost. Vă prezentam la începutul discuției ca fiind unul, poate, de ce nu, cel mai tânăr director general al companiei Poșta Română. Și pe final aș vrea să vă întreb care sunt aturile dumneavoastră. Aici nu sunt genul de om căruia să-i placă să se laude singur, dar sigur că da. E treaba cea mai grea, într-adevăr. Ca reprezentant al companiei naționale Poșta Română, o companie de prestigiu, trebuie să-mi aduc acea experiență pe care am avut-o în spate și să o prezint oamenilor cu care lucrez și oamenilor pe care, până la urmă, într-un fel sau altul, îi impactez prin deciziile pe care eu le iau. Și asta este o responsabilitate foarte mare. Experiența mea de bază provine din zona de avocatură. Sunt avocat de profesie, am lucrat 8 ani de zile în două companii multinaționale care activează pe piața din România. Aceste două companii m-au ajutat foarte mult pe lângă componenta juridică, evident, care m-a putut ajuta să înțeleg mult mai bine contractele, rapoartele de negociere cu oamenii, interacțiunile cu instituțiile publice, pentru că foarte mult din activitatea pe care am desfășurat-o ca și avocat a fost canalizată pe zona de litigii fiscale și interacțiunea cu zona administrativă. Pe de altă parte, aceste două firme te ajută dintr-un foarte bun punct de vedere să-ți construiești o mentalitate, un mod în care să poți să faci lucrurile respective. Acea experiență din privat cred că este un foarte mare avantaj în acest context. Domnule Grigorescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă dorim mult succes în tot ceea ce v-ați propus și să sperăm că vedem și realizările proiectului dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot!